Da, sunt la punctul medical, așteptăm medicul să vină la noi, vine medicul de 2 ori pe săptămână în sat. Deci suntem la rând, dar în fața mea stă o elevă și o bunică. Deci, fiind și eu pedagog, întreb fetița cum face orele. Pe telefon, cum telefon? Telefon fix. M-a șocat acest caz. Chiar eu să mă apropii puțin de dumnealor și prin intermediul dumneavoastră, cumva să încercăm să demonstrăm acest fapt sau să poate ne ori înțelege cineva totuși că să lămurească care este modalitatea de a face o oră prin Dar telefon fix. ceilalți copii cum fac? Fac prin telefon, cum fac ceilalți copii orele? Prin telefon, care au internet, care Calculator. telefon. Noi nu avem cu ce să facem, n-avem internet, n-avem calculator, n-avem condițiile astea din cauza că nu avem sursele de existență foarte Miș. mici. Eu întreț în două fete și pe bunelul, singură Și cu două mâini. încă e bunic, încă Suntem e, pensionari ea este și bunic. Deci intervin bunică. eu. Ești bunică, ea întreține două nepoțele, a fiicei înfiate. Deci în fața mea este femeie, este colegă, că chiar acum vreau să vă spun, este colega mea de clasă și are o soartă chiar deosebită de altele sorți. Ea crescând o fiică înfiată, a dat naștere altor două fetițe, Lăsa mici. le-a lăsat mici. Și din câte tu îmi spuneai ce că Una e... e de 4 luni lăsat și a doilea de 6 luni lăsat și ea cât una e clasă 7 și una 6 acum. Și eu de le întrețin permanent tot timpul, eu le-am Dar pe unde întrețin e fica? nou. Nu v-a ajutat Nu cumva? m-a ajutat, e atâta cât de la primărie, ajutor social, din când în când. De așa de nimic, de nicăieri nimic. Și bun, el bolnav și pensiile sunt foarte mici. 1700 în prezent, ne întreținem Patru patru persoane. persoane în familie și trăim într-o casă, nici nu e a noastră, măcar casa și ea suntem ca acoperire. Acoperișul curge, surse de existență sunt foarte slabe. Eu sunt bolnavă operată. Da, eu știu că tu ai o soartă din astea, știm și de Și operațiile tale. Dar astăzi voi ați venit cu ce problemă la... că trebuie să ajungi la medicul oculist, am fost la Cacul, La care medic primul vreți să medicul. ajungeți? Trebuie să ajungem la Institutul de Oftalmologie la Chișinău, dar nu știu cum. Trebuie să Așa. ajungem că la fata are probleme cu Cu vedere, cu ochii. vederea, e nu vede cu un ochi deloc, problema nu știu care. Retina ochiului vătămată la un ochi și trebuie numai decât să ajungem. Cred că ar fi caz de operație și ceva și Așa. atunci eu așa sumă de bani ca să ajungem să rezolvăm o întrebare cu vederea copilului. Poate nu trebuie Am nici o spus. sumă, copiii toți au poliță Nu medicală știu. și tratați de stat. Da, dar cum să ajungem noi acolo și cum acum este problema cu carantina și Așa. trebuie să ajungem trebuie să la îndreptări la medicul Specialist. la specialist în Cahul la neurolog La neurolog sau la la oftalmolog? oftalmolog am fost medicul de la Vulcănești, vine să învăța la Așa. Cahul și am Ați avut fost? programare și am trecut și el mi-a dat îndreptare la neurolog la Cahul și pe urmă la Chișinău, la eu nu știu unde avem Aha. îndreptare, trebuie să ne Clar. programăm. Dar nu avem nici bani, deloc nu avem bani. Nici de drum măcar nu avem, acum așteptăm pensiile. Dar Pe urmă, dacă se cheltui. Asta. mai sunt în sat așa copii care nu au telefon și internet, Tu știi, care mai să facă cunoști? lecții la telefonul fix? Colegii tăi, cine? Și cum fac orele colegii tăi? Alaoria, un coleg de mea, tot A, nu deci numai are. una nu mai are telefon, da? Una Păi, din doar toată numai Ana clasa. Maria nu are Și internet. altii unii la. Trei Al de. copii dintr-o clasă. Da, de bunie.
A, deci. Al de Ionela au sau nu au internet? Da, ei au. Au cumpărat internet mic. Dar eu mai știu încă alți copii Sigur, care... Maria, ei au. Dar Ionuț Irizan e cu tine în clasă? Da, A, și Ionuț Irizan tot nu are... Ionuț e singur în familie, el are condiții tot Nu, adică nu au internet, eu știu precis că ei nu au internet. Tutoare costionare. Nici, a, așa, deci nici la scoasa n-au. Deci iată la noi cum se desfășoară. Dar sunt unii care n-au nici telefon fix. Sunt care nu au nici telefon fix. Noi telefon fix avem, dar condițiile la noi în familie ce e foarte... Da. Deci iată, eu am vrut să remarc acest caz care m-a lăsat. Și ce te-ai mai făcut tu prin telefon? Nu, în limba română. Și cum tu lucrezi? Ce te lămurești și ce întrebi tu pe telefon? Spune, și apoi cum tu demonstrezi, doamne învățător? Numai răspuns că ai făcut sau nu le-ai făcut, dar cum ai scris, vede ea sau îi citești sau... Deci iată, în așa mod se desfășoară orele în satul Burlacu și cu copiii. Probabil sunt mai mulți copii chiar în satul Burlacu și mult mai mulți în toată Moldova. Sunt, asta e, nu e o unică familie. Și ce le-au zis? Că la școală nu se mai duc anul ăsta, da? Copiii nu se mai duc, dar lumea de acum se adună aici și te întreabă toți. Deci chiar eu am vrut să sesizez acest caz. Vă mulțumim mult că ne-ați ajutat. Am înregistrat, dacă ne dau oamenii acordul, difuzăm știrea asta și măcar să afle guvernanții să se gândească la soluții pentru cazul ăsta concret sau pentru toată categoria socială. Voi sunteți de acord că el să publice acest reportaj care l-am făcut noi cu voi? Să lupta pe YouTube, să fie publicat, da, pentru că trebuie să vadă lumea, că ăsta nu e un singur caz. Sunteți de acord? Da, ce? Păi dacă vor să ne dea numărul de telefon și poate oamenii care vor să-i ajute persoane fizice, poate să-i găsească direct la telefon și să le transmită cumva bani, vreți, lucruri. Vreți să dați public numărul vostru de telefon? Numiți-l, vă rog. 0-20-99. Așa de fix. 79-5-82. Telefonul de deci fix. 299-579. Da. Încă o dată. 0-299-79-582. Ok, acum s-au auzit bine, mulțumesc. Și cum se numește doamna, ai spus dumneata la început numele, da? Vasilien cu Efimia. Ok. De familie cu soț, pe soț. Vasilencu era familia de... Da, Vasilencu familia de fată mare, Arnaut Efimia. Ok, mulțumim. Dumneavoastră deja, vă zic, la revedere. La revedere.